Sedentarismul este una din principalele cauze ale diabetului. Lipsa activității fizice, munca de birou, televizorul și deplasarea cu mașina cresc șansele de îmbolnăvire. Stimularea mușchilor mărește capacitatea lor de a utiliza insulina și de a absorbi glucoza. Nu este nevoie să pierzi câte 2 ore în sala de sport. 30 de minute de mers pe jos, reducând cu 30% apariția diabetului de tip 2. Stilul de viață pe care noi ar fi bine să-l adoptăm pentru prevenirea diabetului ar fi o alimentație corectă, sănătoasă, încadrată în social, încadrată în obiceiuri, dar totuși cât mai apropiată de ceea ce are nevoie organismul și, bineînțeles, mișcare zilnic, dacă se poate, prevenirea stresului, asta este un factor esențial nu numai pentru diabet, dar și pentru alte boli și, de asemenea, o vizită la medicul de familie, în primul rând. Efectuarea unor analize periodice. Medicul de familie poate să trimită persoana la diabetolog în cazul în care este nevoie. Pe lângă nenumăratele consecințe negative asupra tenului plămânilor, sistemului cardiovascular, diabetul se alătură listei lungi de afecțiuni provocate de tutun. Potrivit unor studii, fumătorii prezintă un risc cu 50-90% mai mare comparativ cu nefumătorii de a se îmbolnăvi de diabet, iar stresul este cu siguranță vinovat și de apariția acestei afecțiuni. Da, stresul nu a fost dovedit să genereze diabet, dar se pare că din ce în ce mai mult ne afectează și atunci pe fond de stres pot să apară glicemii foarte mari. Astfel, deși trăim contra cronometrului, iar grijile financiare fac parte din rutina noastră zilnică, trebuie să învățăm să trăim cu ele și să le acceptăm așa cum sunt, fără a ne mai da peste cap. Asta nu înseamnă că vom deveni nepăsători, ci pur și simplu vom învăța să vedem micile bucurii și să prevenim totodată diabetul.